Bună, dragii mei gemeni, aceasta este tălarea voastră pentru luna iunie. Cu această ocazie vă spun și eu la mulți ani, pentru că este sezonul vostru, încă este până pe 20 iunie sau 21, nu mai știu exact, dar cam pe acolo. Este încă sezonul vostru și vă doresc un călduros la mulți ani, fericiți! Hai să vedem cum va fi pentru voi această lună, această perioadă, care este foarte energică, da? Cred că voi vă simțiți acum extraordinar de interesant. Nu e ca și cum nu v-ați fi simțit în general așa, dar mai ales acum. Exact. Și tunat. Avem aici, la baza pachetului, o ureche. Și spune că vor veni vești, de fapt, vești bune. S-ar putea să vină niște vești foarte importante în această perioadă, ca un tunet, așa poate se vor simți. Avem aici și anumite situații care vor implica și justiția. Nu știu, unii dintre voi poate veți avea parte de... și poate de aici vor veni și veștile bune. Câștigați un proces. Câștigați, nu știu, ceva ce ține de partea asta legală. Da? V-ați implicat pe zona asta cu legile, cu legislația, poate, nu știu, a fost o nedreptate undeva la mijloc. Oricum ar fi, câștigați. Vor veni niște vești bune, eu zic eu, în raport cu acea situație. Dacă nu, în general, vor veni niște vești bune, veți auzi niște vești bune. Avem aici măr. Avem tentația care o să te testeze totodată, într-adevăr. Presia că este acolo un tigru. Cineva cu colți, așa. Avem și pâine. Avem o perioadă de prosperitate și de abundență pentru tine în acest moment. Avem aici și o găleată care este răsturnată puțin și spune că este timpul să treci peste o situație. De-aia e tentația asta. Veți fi tentați poate să vă reîntoarceți la o veche situație care este inutilă, da? E acea găleată, clar, s-a vărsat toată apa, deci nu mai are niciun sens să te mai reîntorci la ceva din trecut sau la ceva care n-a funcționat. E un test aici. Da? Ești... Ceva arată foarte bine în exterior. Arată foarte, foarte bine. E un măr foarte frumos, roșu, rotund, e mare. Într-adevăr, o să te tentezi așa puțin să guști din acest măr. Dar e foarte important să ai autocontrol. Și aici acest măr poate să însemne orice. O fostă relație. O persoană, da? Un fost prieten, de ce nu? Un partener de muncă cu care nu mai rezonezi. Un loc de muncă cu care nu mai rezonezi. Orice poate să fie, da? O oportunitate de ceva care nu mai... Pentru tine n-ar fi ceea ce trebuie și știi asta, da? E o tentație pe undeva în această lună să faci ceva. Poate o tentație să te lași de ceva, pentru că e mai comod să faci altceva. Și tot așa. E și aia o tentație. Comoditatea. Corect? E o tentație. Bun, avem și pâine. Totuși e o perioadă de prosperitate. Poate că mai e foarte puțin până la acea perioadă de prosperitate. Nu da cu bâta în baltă. Nu da de gard. Da, românește. E foarte important să rămâi focusat, să rămâi atent pe ceea ce îți dorești. E foarte important. Voi aveți, din câte știu, zodia Gemeni are o atenție foarte, foarte... mai slabă așa puțin, adică sunteți atenți peste tot în sensul acesta. Greu vă focusați pe un singur lucru, vă plac mai multe chestii așa dintr-o dată și vreți să faceți și aia, și aia, și aia și e foarte important să rămâneți totuși pe un lucru care să vă și aducă așa multă oportunitate, multă prosperitate mai repede. Și avem nebunul la baza pachetului, care fix așa este el. E tentat, dorește să facă, să plece departe, să e într-o căutare veșnică și el nici nu știe
unde pășește și de aceea este și acel cățel către, în spatele lui, care îl trage așa puțin ca să pășească unde trebuie, pentru că altfel el o ia pe arătură, cade. Da, nebunul aici este așa foarte zmanghiu. Cum este energia voastră în general? Din câte știu eu, gemenii sunt foarte copilăroși. Vă place foarte mult să fiți așa și asta este foarte bine, dar există și dezavantaje totodată. Bun, hai să mai vedem. Ce avem aici? Steaua. Da, e steaua, se vede. Am putea să face cu un vărsător. Avem 5 de cupe. Într-adevăr, sunt niște cupe goale, exact cum este și această găleată care tocmai s-a vărsat, care este goală. Tânjiți către ceva care s-a terminat totuși. Da? Ceva care, nu știu, considerați a fi perfect în trecut, poate, cu steaua. Era muza voastră. Da, din păcate nu mai este. Nu mai e cum era, cel puțin. Avem lumea. Arcane majore. Avem cavalerul de spade. Poate să fie energia voastră. De fapt, este energia voastră. Avem 5 de bâte și regina de spade. Cineva care vă cam trage așa de mânecă să reveniți pe făgașul normal. Poate e un prieten, e cineva foarte rațional aici. E cineva foarte rațional. Trebuie să ieși din această situație. E o situație care nu te mai conduce nicăieri. E o situație care nu-ți mai... Nu e o situație foarte complicată, dar îți dă bătăi de cap cu 5 de bâte. Sunt foarte multe lucruri împărțite aici, sunt foarte multe. Poate să fie și un divorț ăsta. Poate să fie un partaj 5 de bâte, uite, că acum mi-a venit în minte. De aceea am văzut acolo implicarea justiției. Încearcă să faci acest proces, dacă este un proces, da, ce ține de zona asta legislativă, să-l faci cât mai curat. Să fie cât mai curat, cât mai soft, cât mai sobru, poate, cât mai light, da? Adică să nu te încurci cu prea multe chestii. Cât de simplu poți tu, da? Cam greu, simplu pentru gemeni. Voi sunteți mai complexi, mai complicați. Da, dar cred că se poate, da? Deci dacă este o situație care implică această justiție, lege, legislație, abar n-am tot ce ține de viața asta, să fie cât mai ușor, cât mai simplu. Asta e cuvântul, simplu. Da, nu te complica, că nu are sens. Mai ales dacă e vorba despre o situație care oricum s-a terminat, da? Nu vă mai concentrați, de-aia apare și tentația aici, de-aia apare și mărul. Poate unii dintre voi vă mai gândiți la cum ar fi dacă aș mai încerca, poate de data asta ar fi diferit. E bine, eu cred că n-ar fi. Dar acum depinde de voi. Eu nu vă spun ce să faceți în niciun caz, niciodată n-am făcut chestia asta prin tarot. E ceva care clar s-a terminat. Cu lumea e și un capitol foarte important. S-a terminat categoric. S-au învățat niște lecții, a fost un capitol foarte important, poate chiar o căsnicie, poate o relație de lungă durată care s-a terminat acum ceva timp, poate un job, ceva, o postură în care ați fost acum ceva timp, s-a terminat, gata, n-ar mai trebui să fie așa important această situație în viața voastră, dar depinde de voi. Eu zic că e mai mult așa, o nostalgie din partea voastră. Vă gândiți cum ar fi dacă, ce se întâmplă, ce nu se întâmplă. E puțină și melancolie, dar doar atât. Oricum aveți aici, este cineva, regina de spade, e o persoană foarte categorică, e o persoană foarte directă și foarte rațională, care o să vă tragă de mânecă foarte mult. E cineva care e oarecum în opoziție cu voi, da? Eu simt că energia voastră era nebunului de la început. Era nebunul cu cățelul după el, iar aici este o nebună, așa în ghilimele, dar nu e nebună, e foarte, foarte deșteaptă persoana asta, e foarte inteligentă, care este undeva foarte bine, da? Ala era în mijlocul prăpastiei. Iar persoana asta este foarte bine pusă undeva într-un castel, totul e foarte frumos aici și are și o pisică. Da? E cineva care nu se seamănă deloc cu voi, dar cu toate astea este în preajma voastră și vă menține foarte mult pe linia de plutire. Vă menține foarte bine, de fapt,
să rămâneți cu picioarele pe pământ. Oricum, este o perioadă mai mult pentru voi de a vă bucura de ceea ce vă oferă universul, de ce vă oferă lumea și poate lumea, că avem totuși și lumea aici. Și poate că ar trebui să vă găsiți această muză și această dorință de a cuceri ceva nou. E aici și dorința de cucerire. Voi vreți să cuceriți, aveți foarte multă pasiune așa în voi, tentație, vreți să gustați din multe lucruri, poate puțin interzise, așa, în ghilimele, în această perioadă. Și poate că ar trebui să faceți chestia asta, dar cu măsură și cu foarte multă rațiune și cu foarte mult cumpăt și să descoperiți altceva. Eu simt aici nevoia voastră de a descoperi, pentru că vă raportați foarte mult la trecut, vă încă vă mai gândiți la ceva din trecut, pentru că avem steaua, clar, a fost ceva foarte important, a fost ceva foarte interesant, ceva ce nu găsești la orice pas, la orice colț, orice ar fi acel lucru, altceva, persoană, job, oportunitate, versiune de-a voastră, poate, de ce nu? Și trebuie acum să descoperiți altceva. Deci sunteți îndemnați în această lună, mai ales că este și sezonul vostru, să descoperiți, să ieșiți, să testați și să nu picați în această capcană a tentației exagerate, să vă întoarceți la trecut, să... Nu știu, e și un test. E o lună în care veți fi testați, asta clar. E foarte important chiar să nu repetați greșelile trecutului vostru în această perioadă. Da, categoric. Iar ca zodii, clar, poate cineva din zodia Gemeni, altcineva, vărsător, în mod special vărsător, balanță, și el merge și eu săgetător, berbec, că am văzut și nebunul, și a zice rac, că avem și un 5 de cupe. Iar ca zile importante, 5 iunie, în mod special, mi se pare că este cartea asta 16, ok, 16 iunie, vreau să zic 15, dar poate să fie și 15, că avem 5, 15-16 iunie, în mod special 16, 21 iunie, uite, 5 din nou, da, foarte multă veți fi foarte excentrici, foarte excentrici în tot ceea ce veți face în această lună. Da, deci astea sunt zilele 16, în special 15 și 5 iunie, zile importante în această perioadă, în această lună, luna iunie. Cam atât pentru voi, dragii mei. O lună frumoasă vă doresc și ne revedem data viitoare.